dacă mergi încolo, îți recomand secțiunea până la Câmpina, aveai lider, după urmări, dar ajută. Urmări, să lăsa de colo. Liber, liber, am urmări. Neața. Hai că m-a sunat prea asta ăsta, Dănebuța. Că să nu mai așteptăm, că vine cu taxiul, că e trenul la mari întârzieri. Mergem la muncă. Și până Mădălina. A, trebuie să o luăm pe aia? Da, nu. Da. Păi aia cu ce vine? Cu trenul. Păi care, păi, Tanțoc, dacă asta m-a sunat că trenul pleacă la 8 jumate? Ia sună. Ai înțeles? Da, nu știu dacă nu. Ieri că să-i fac o cerere, dar eu am zis că... A, nu, te-a zis pentru marțea trecută. Păi da, dar a zis pentru marțea după ce am luat-o eu. Zic, ce faci, fetiță, nu vii mâine la serviciu? Dracu știu. Cred că vine pe Danare cu ce? Dacă asta a zis că vine pe taxiul, că da, e trenul. Dacă vine, răspunde la telefonul ăsta. Da. Dacă vine. Dacă nu răspunde. Te duci să te uiți ce lucrători ți-am făcut la gardă. Nu, trebuie să mergem să luați petuile. Da, să le leg. Și eu să pornesc motorul ăsta viitorul, după care să mă duc la Dragon Star. Cât să ajungi de petul? Pentru 2000, de 3000 de bucăți. 3000 împărțit la 160. Ciocanești, am venit, ai liber. Și un capi? Un cap, că tu aduci câte 10. Nu,
ce ai. 20 de litri. Câte dacă rămâne, că mai avem de făcut apă la litru. A avem... dat iar comandă, mă, ca nebuna, de etichete de apă la litru. Eu am venit alea și, bă, nu știu ce eu fi în capul ei, mă, cine plătește factura, știi că cum să... E bolnavă, nu știu ce dracu are. Acum a dat iar comandă? A dat aseară la 4, la 4 jumate. Nu o duce capul. Plătești tu facturile? Păi așa o să iau. Păi da, dar azi vine, azi e bine. Nu vine. Dar de simțit asta de mădălina, îți spun eu că a rămas aia rămâne chiar. Păi da, nu îmi face petrecere țigănească. La muncă? Păi nu, pe bune, parcă zici că sunt în țigănie acolo. Că am venit la muncă, nu, nu vreau să mă pun în ghevă, că nu știu ce, că nu știu cum, că vreau să-ți pierd la liniște și la tanțica. Păi mă, lași tu te-n piști, da, mă, ce...